La noapte, nord-vest și la munte vor fi norări în cea mai mare parte a intervalului, iar local și temporar va ploua. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu norări trecătoare și ploi slabe pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, iar pe arii restrânse și la cote mult mai reduse în prima parte a nopții și în nord-vest și sud-est. Valorile de temperatură, cu mult mai ridicate decât cele normale pentru această dată, se vor situa între 6 și 17 grade. În București, cerul va fi variabil, cu unele norări în prima parte a nopții, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, cu mult mai ridicată decât în mod normal, va fi de 11-12 grade. Mâine vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. În vestul și nord-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane aferente, cerul se va înnora treptat începând cu orele serii și cu totul izolat, spre sfârșitul intervalului va ploua. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special pe creste, unde temporar va sufla tare cu viteze la rafală de peste 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade. În București, vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade. La munte, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii noiembrie. Cerul va fi variabil, cu norări seara și noaptea, în Carpații occidentali, în nordul Carpaților oriental și pe suprafețe mici, în rest, unde va ploua, mai ales sub formă de aversă, iar izolat vor fi posibile descărcări electrice. Cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, pe arii restrânse vor fi mai însemnate. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală mai mari pe creste, de peste 90 de km pe oră.